Au scăzut semnificativ timpii de așteptare pentru transportatorii care vor să treacă prin Vama Siret pentru a ajunge în Ucraina. Dacă anul trecut de Paști transportatorii așteptau și 960 de minute ca să tranziteze frontiera, anul acesta nu au așteptat mai mult de 300 de minute. În Vinerea Mare, coada de camioane de pe E85 pe sensul de ieșire din țară se întindea pe 2,5 km. Anul trecut, la mijlocul lunii decembrie, se întindea pe 25 de km. Coada de camioane se întinde de pe o lungime de 2,5 km și este împărțită. Practic, o parte dintre camioane staționează la intrare în orașul Siret și o parte dintre camioane se află aici, în imediata vecinătate a Vămii. În momentul de față, timpii de așteptare pentru camioane în punctul de trecere a frontierei Siret sunt de 30 de minute pe sensul de intrare în țară, iar pe sensul de ieșire din România, 150 de minute. Așadar, în prezent, pe teritoriul României, pe sensul de ieșire din țară, sunt în așteptare aproximativ 180 de camioane pe o distanță de 2,5 km. Precizăm că Poliția de Frontieră lucrează la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctului de trecere, fiind folosite toate arterele de control destinate automarfarelor. De asemenea, s-a suplimentat personalul care desfășoară formalitățile de control. Cu toate acestea, să nu uităm de faptul că în punctul de trecere a frontierei Siret, punct aflat la granița cu Ucraina, se efectuează un control de frontieră multiplu, astfel că sunt și alte autorități responsabile cu efectuarea de verificări cu privire la tranzitul de mărfuri. Sunt însă și transportatori care susțin că au așteptat o noapte întreagă pentru a ajunge în punctul de trecere a frontierei. De cât timp stați aici? Ieri seara. Ieri pe la 8 seara ne-am oprit aici, în coadă. Vi se pare lungă coada de camioane? Și normal, și normal. Vinim tot drumul și aici suntem aproape de casă, da? Așteptați? Așteptăm, dar ce să facem? Dar cei din Vamă spun că timpii de așteptare sunt doar de 150 de minute. Dumneavoastră spuneți că stați de-aseară de la ora 8. De la ora 8, da, da. Ne-am pus în rând și așa așteptăm. De unde sunteți? La Cernăuți. Din Cernăuți? Da, din Cernăuți, da. Și ce anume transportați? Marfă. E perisabilă? Se strică? Nu. Niște încălzitoare. Lungimea cozii de camioane de pe E85 variază în funcție de programul de funcționare a celorlalte vămi din țară, dar și din străinătate.